Doamnelor și domnilor, nu vine să cred ce scrie pe mașina mea. S-a pus zăpada și scrie Olga Cristilove. Olga plus Cristilove. Băi, nu vine să cred. Prima oară am crezut că a scris Olga, m-a speriat. Am crezut că a aflat unde stau. Băi, ești nebun. Uite cine mi-a scris fain. Deci sunt oameni care ne urmăresc pe YouTube. Fanii noștri, prietenii noștri, urmăritorii noștri. Hai că deja mi-a înghițat și mâna. Bine că n-au zgâriat mașina și doar așa plină cu zăpadă și au scris frumos. Hai, bam, bam. Eu de ce scrie? Olga Cristi Love. Eu de ce aici? Olga plus Cristi Egalia Love. Băi, ești nebun la cap. Ia uite, bă, unde-o fi scris? Și venit Olga? Fanii. Aaaa, uite, bă, fanii noștri. Nu vine să cred. Ia uite. Au scris pe mașina mea. Foarte tare. Salutare, prieteni. După cum vedeți, sunt acasă la mine. Nu sunt cu Olga. E foarte târziu, 2:30 noaptea. Nu știu ce au cei din șatră, mai exact patroana. Văd că s-a schimbat radical. Și voi cu comentariile vorbiți aiurea pentru că nici nu mă cunoașteți. Acum dacă patroana spune ceva despre mine, asta nu înseamnă că este și adevărat. Pentru că ea este supărată pe mine și vă spun și motivul. Motivul este pentru că nu am mai filmat cu ei, nu doar eu. N-am mai filmat eu cu Olga, n-am mai filmat cu ei și pentru ei. Și de aceea este supărată pe noi. Eu sunt sigur că ea știe foarte bine că nu am nicio relație intimă cu Olga. Și nu doar ea, toată lumea știe asta. Vă dați seama, n-aveam cum să am o relație intimă cu ea și să umblu și cu băiatul ei, cu Pintea, să mergem prin oraș. Ați văzut că ne căutau prin oraș, văd, Doamne, că am răpit-o pe Olga. În niciun caz îmi asum tot ceea ce fac și ceea ce voi face de acum încolo. Și dacă aș fi avut o relație intimă cu Olga, vă spun sigur că v-aș fi spus, n-aveam de ce să mint. Sau n-aș avea de ce să mint. Pentru ce să mint? Nu-mi doresc o relație intimă cu Olga niciodată, deci niciodată. Nu mai credeți că eu am o relație cu Olga decât pentru telenovela, pentru că nouă ne place să filmăm, nu mă folosesc de ea, pentru că ei face plăcere să facă filmări cu mine, pe bune, și pe lângă asta o ajut să facă și ea un bănuț pe YouTube, pe lângă asta, pentru că ne-o face din plăcere. Da, din plăcere. Nu mai vorbiți aiurea pentru vizualizări, pentru bani, pentru nu știu ce, pentru că noi nu facem banii pe care îi fac ei. Să fie clar. Ok, urmăriți pe ei, dar asta nu înseamnă că noi mințim cu ceva. Noi facem oamenii să se amuze, tot ceea ce face pe filmări, nu stabilim dinainte de ceea ce vom vorbi, ne vin cuvintele așa pe loc. Am putea să facem filmări de ore în șir, dar este foarte greu să păstrez filmările pe telefon, pentru că se încarcă memoria și plus de asta se descarcă foarte greu pe YouTube. De aceea vom filma în fiecare zi. Pentru noi, în primul rând, și pentru cei care ne apreciază.
cei care nu ne apreciați și spuneți că este un circ, nu vă mai uitați la noi. E simplu. Dar voi vă uitați pentru că sunteți curioși, ia, ce-a mai făcut aia. Nu mai fiți curioși. Nu puteți să faceți și voi ceva constructiv pentru voi, pentru viețile voastre. Ce aveți voi cu viața mea, cu viața Olgei? Că e Olga nu știu cum, că eu sunt nu știu cum. Că patronul a spus că eu sunt un fals, că... Ei, ce fac? Alin citește comentariile și atunci patroane intră în cap cuvintele voastre, dar nu întotdeauna patroana ascultă comentariile, pentru că nu e timp de comentarii, pentru că vă dați foarte multe comentarii. Ar trebui să fiți mulțumiți, pentru că eu răspund tuturor comentariilor și răutăcioase și vă atenționez. Dacă la următorul comentariu mai vorbește Iurea despre mine, pentru ce să te mai țin în listă? Pe bune. Voi ce ați face în locul meu? Că sunt persoană cunoscută, trebuie să accept eu răutățile oamenilor. Nu accept. Din start, pa și pusi. Cu ce sunt eu fals? Ce am făcut eu greșit? Am ajutat-o pe patroană. A, când mă duceam în stânga și dreapta cu mașina mea, nu mai zicea nimeni că, mai ales de sărbători, am stat după patroană și după Luci, mi-a pierdut zile în shift, ore. Am stat cu ele să du-te încolo, vină încoace. Da? Plus de asta că am ajutat și nu mai știu când, nici măcar nu le-am cerut bani de benzină, pe bune. Adică mașina mea merge cu apă, ca să știți și voi, prima mașină din lume care merge cu apă. Deci mașina mea merge doar cu apă. Cu apă de la chiuvetă. Și eu îmi permis să merg peste tot în lume cu mașina mea. Mi-au butoaie cu apă la mine și merg peste tot. Ce, voi nu știați? Plus de asta că nici nu am nevoie să-mi plătesc amendă. V-am zis doar așa la... să văd reacția ei, că da, Cristi, că îți dau, că drept, că nu... Ce să-mi dea? Am luat bani de pe YouTube și nu, nimic. Cheltuieli, nu știu ce. Ok, hai. Eu nu m-am grăbit în noaptea aceea, nu m-am grăbit pentru mine. Da? În primul rând, Alin mi-a spus, du-te, Cristi, repede, că trebuie să iei insulina de acasă. M-am dus cu Olga. Patroanei se făcuse rău la spital. Voi cum ați fi reacționat? E și greșeala mea, pentru că ce trebuie să merg cu 50 la oră? Că n-ai cum să mergi cu 50 la oră în oraș. Chiar nu ai cum. Și mai ales că era și drumul liber. Plus de asta, mi s-a luat și talonul pentru prima dată. A trebuit să fac firarul la... să fac ITP-ul la RAR. Pe bune acum. Plus două chestii la mașină, da? Am suportat eu cheltuielile, nu ne-a suportat nimeni altcineva. Și am ajutat acolo și pe Alin, am ajutat, el știe foarte bine. Nu spunea Alin, sus și tare, că vrea să fiu eu unchiul lui, că nu știu ce și pe dincolo, pe ce făcea, făcea mișto sau ce făcea? Că el pune și paie pe foc, am văzut că pune paie pe foc. M-am spus, cea mai bună prietenă din șatră, în afară de Leo, este Olga, pe cuvântul meu. O, nimeni, n-am încredere nici în Olga, dar zic așa, ea este singura care mă ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă și cu Leo, da? Ca să știți. Dacă eu nu mă duc dimineața acolo, asta nu înseamnă că eu nu aflu ce se întâmplă la spital. Oricum mă duc degeaba, că nu sunt doctor și nu am drept la vizită. Pentru că Leo este păzit și vă dau vești bune. Leo se simte din ce în ce mai bine. Urmează intervenția la inimă, să vedem când. O să vă țin la curent. Asta nu înseamnă că spun eu ceva înaintea lor. Las pe ei să spună care probleme. Familia lor au tot dreptul să spună. Dar vă spun eu că Leo o să scape de toate aceste probleme de sănătate și o să fie bine și liber. Leo o să... Nu vreau să mai spun mai multe. Leo are încredere în mine 100% și știe că nu sunt fals
Și n-aș avea de ce să fiu. N-aș avea de ce să fiu. Pe cuvântul meu. Nu vreau să spun mai multe pentru că nu e frumos. Și nu vreau să mă cer cu patronul. Dar asta nu înseamnă că accept să vorbească aiurea la adresa mea. Îi dau replici. Chiar dacă o să o doare, îi dau replici. Dacă vrea să se pună cu mine, să se pună cu mine. Eu acolo mă duc. Nu este apartamentul ei, cum spuneam că e apartamentul ei. Mi-a spus Cristi, astăzi mi-a spus, Cristi, să plătești și tu chirie. Și ce chirie, patronă? Parcă era gratis. Trecut la plată acum sau ce? Mă gândesc că, da, cheltuielile din apartament, întreținere și astea ar trebui să fie suportate de ei, nu? Nu eu locuiesc acolo. Eu vin doar în vizită. Eu nu dau drumul la aragaz, eu nu dau drumul la apă, eu nu mă spăl acolo, nu aprind lumina pentru că voi oricum lăsați toate luminile aprinse. Ce să plătesc eu? A, vreți să vă plătesc eu? Pe bune? E urât. Deci e urât. Și primul rând nu e apartamentul patronului, da? Eu am fost în prima zi când am luat cheia de la apartament, am fost cu Olga și cu Mihaela. Și cu asta am spus tot. Patroana a știut să vină direct la apartament. Hai, mă lăsați. Vrea să, ce, să se mute Olga la mine? De ce? A, mă vrea de ginere. Știu că vă doriți un ginere ca mine. Să nu vă doriți. Un ginere corect, transparent. Și mă duce și campul. Hai să fim serioși. Sunt răutăcioși oamenii. Dacă voi aveți o părere aiurea despre mine, este problema voastră. Nu vă mai uitați la mine că nu cerșesc vizualizări, nu cerșesc nimic. Dacă vă uitați ce am făcut eu în America, ați fi văzut că eu muncesc, da? Eu am pus mâinile la treabă, da? Cotul la muncă, da? Pe ei ați văzut că fac ceva sau ce? Treaba lor ce fac. Nu îi judecă nimeni. Dar nu mai să vă aud pe voi, du-te Cristi la muncă sau nu știu ce. Ce treabă aveți voi cu mine? Stau pe banii voștri, pe unde stau? Și stați liniștiți că nu, nici mâncare nu mănânc la ei. Voi n-ați observat acest lucru sau ce? Până și la restaurant acolo, când am fost ieri, am plecat cu Olga. Nu m-am stat să mănânc nimic. Ne-am dus până acolo, am pierdut timpul degeaba pe drum, aglomerație, și am plecat să nu se întâmple ceva între Olga și patroana, pentru că eu nu-mi doresc lucruri urâte, da? Mă judecați pe toată lumea, dar cine sunteți, mă, voi? Uitați-vă și voi, faceți-vă și voi un cont de YouTube să vedem dacă puteți să faceți ceva în viață. Nu neapărat cont de YouTube. Așa să faceți pentru voi ceva, nu să stați să vă uitați pe toate canalele de YouTube pe bune? Ce ați ajuns? Bârfitori? Aiurea, în fine. Mai fi să citești și comentarii. Dar fi că citesc pe un alt episod, cum îmi place mie să spun. Deși nu mai fac episoade, că nu mai am timp. Pun și eu filmare așa cum pot. Că le pun mai repede. Dacă stau să editez, să pun episoade, îmi ia foarte mult. Cu Olga nu se întâmplă nimic mai mult decât o telenovelă. Ei sunt foarte invidioși pe noi, pentru că nu mai filmăm în fiecare zi cu ei, deși ei vin și... De exemplu, Alin, când ne-a văzut jos la apartament, a spus, hai, intrați în mașină să filmez cu voi. A filmat cu noi, ce? N-am zis nimic. Puteam să nu filmăm. Dar noi nu suntem servitorii nimănui. Eu deci pentru mine, Olga la fel, suntem majori vaccinați. Nu trebuie să stea cineva cu ochii pe noi că, auzi, trebuie să o sun pe patroană dacă vreau să mă duc la Olga. Pe bune, chiar așa, halul ăsta. S-o sun. De ce s-o sun pe patroană? Când ea mă suna și spunea, Cristi, hai, poți să ne duci și pe noi, nu știu unde, vină repede sau nu știu ce. Da, patroană, hai că vin. A, atunci mai eram fals.
sau când i-am dat 5 milioane printr-o fană de-a lor și mă cunoșteam pe mine, da? M-am întâlnit cu fana respectivă, am luat 5 milioane și i-am dus la apartament. Atunci eram fals, am luat eu banii și nu i-am dat. Lasă, Cristi, că-ți dau și ție, că-ți dau și ție ce să-mi dea, ciuciu, nimic. Nu am nevoie de banii nimănui, n-am nevoie. Și dacă am împrumutat, am nevoie de banii mei, care e problema? Că fac bani pe spatele lor, că nu fac bani pe spatele meu. Unde sunt aia care iau o grămadă de bani pe YouTube din Strehaia? Unde sunt? Niciunul la spital, niciunul în București. Nu-și permit, săraci, da, nu-și permit. Dar știu să încaseze. Hai să fim serioși. Acestea fiind spuse, bam, bam, a început să-și ningă afară. Doamnelor și domnilor, nu vine să cred ce scrie pe mașina mea. S-a pus zăpada și scrie Olga Cristilove. Olga plus Cristilove. Băi, nu vine să cred. Prima oară am crezut că a scris Olga, m-a speriat. Am crezut că a aflat unde stau. Băi, ești nebun. Uite cine mi-a scris fani. Deci sunt oameni care ne urmăresc pe YouTube. Fanii noștri, prietenii noștri, urmăritorii noștri. Hai că deja mi-a înghițat și mâna. Bine că n-au zgâriat mașina și doar așa plină cu zăpadă și au scris frumos. Hai, bam, bam. Eu de ce scrie? Olga Cristi Love. Eu de ce aici? Olga plus Cristi Egalia Love. Băi, ești nebun la cap. Ia uite, bă, unde-o fi scris? Și venit Olga? Fanii. Aaaa, uite, bă, fanii noștri. Nu vine să cred. Ia uite. Au scris.